Bun găsit tuturor la primul episod al serialului Școala Norocului. Cred că nu numai fanii videoclipului 369 Codul Divin Secret al Manifestării Dorințelor se vor bucura de acest serial, ci toți cei care au întreprins vreodată ceva pentru a atrage sau chiar forța un pic norocul în viața lor. Prin definiție, norocul este în general o forță în afara noastră, asupra căreia nu avem niciun control. Șansa aleatorie sau soarta ne pot schimba viața în bine sau în rău într-o singură clipită. O clipă de ghinion ne poate face să pierdem ani de efort, iar un moment de noroc ne poate ajuta să economisim o cantitate enormă de muncă asiduă pe care ar trebui să o depunem pentru a ne atinge obiectivele în viață. De ce unii oameni duc o viață fericită de succes, în timp ce alții se confruntă cu eșecuri și tristeți care se repetă la nesfârșit? De ce își găsesc unii partenerul perfect în timp ce alții migrează de la o relație la alta? Ce le permite unor oameni să aibă cariere de succes în timp ce alții se zbat la nivelul subzistenței sau sub acest nivel întreținându-se din joburi pe care le detestă? Există oare vreo soluție pentru oamenii care se consideră nenorocoși? Vestea bună este că există chiar un pachet de soluții. Oamenii norocoși își întâlnesc partenerii perfecți, își ating ambițiile pe tot parcursul vieții, își dezvoltă cariere împlinite și trăiesc vieți fericite și semnificative. Succesul lor nu se datorează însă muncilor deosebit de grele, talentului uimitor sau inteligenței excepționale. În schimb, par să aibă o abilitate extraordinară de a fi la locul potrivit, în momentul potrivit. Ne naștem oare norocoși sau norocul este o abilitate pe care o putem învăța pentru a atrage în viața noastră tot ceea ce este mai bun? Voi ce credeți? Ești unul dintre oamenii norocoși? Unul dintre acei oameni care se află întotdeauna la locul potrivit, în momentul potrivit, care are noroc în toate domeniile vieții? Dacă nu ești unul dintre ei, ai vrea să fii? Te întreb pentru că am cunoscut recent un profesor britanic priceput la lucrurile care aduc noroc. El își învață elevii că dezvoltând anumite abilități care ne fac norocoși, chiar și celor mai ghinioniști dintre noi le va surâde norocul. Relația cu norocul este un fel de aleargă după mine ca să te prind. M-a învățat pe mine marele profesor, universul, prin cele 12 legi spirituale care guvernează tot ceea ce este. Nu tu alergi după noroc, ci el după tine. Totul este să-l atragi, să-l faci să te caute și să te găsească. Și cum altfel să faci asta decât prin semnătura ta energetică, prin gândurile tale care sunt electrice și emoțiile tale care sunt magnetice? Cum altfel, atâta vreme cât norocul pe care vrei să-l atragi este de fapt un potențial electromagnetic deja prezent în câmpul cuantic al Universului? Singura cale de a face norocul să alerge după tine este să-ți unești gândurile electrice cu emoțiile magnetice, creând astfel un potențial electromagnetic care va atrage în lumea ta reală lucruri și stări compatibile cu potențialul tău, cu semnătura ta energetică. Am explicat în serialul Misterele Sufletului că semnătura noastră energetică este determinată de combinația de gânduri și emoții compatibile pe care o întreținem în mod dominant. Vom atrage deci numai ceea ce gândim și simțim la unison, constant și pentru o perioadă destul de semnificativă, ne învață legile Universului. Profesorul pe care l-am cunoscut recent își învață discipolii că norocul poate fi cultivat la fel ca și fericirea și că a fi norocos sau ghinionist nu este legat de inteligență. Am aflat de la el că, de obicei, fără să-și dea seama, oamenii norocoși trăiesc după patru principii care atrag norocul. Norocoșii au dezvoltat patru obiceiuri speciale, întorcând astfel soarta în favoarea lor. Despre aceste patru obiceiuri sau principii vom vorbi astăzi în detaliu la Școala Norocului.
Înțelepciunea străveche a celor 12 legi spirituale ale universului aproape că s-a pierdut în negura vremurilor. Am uitat cum să fraternizăm cu norocul și îl forțăm pe toate părțile și prin toate metodele. Norocul se simte încolțit și inversează cursa. Fuge din calea ta în loc să se lase atras de tine. Dacă ne dorim cu adevărat ca norocul să facă parte din viața noastră, atunci este momentul să aprofundăm adevărul care ne învață că nu putem băga soarele în casă, dar putem trage draperia lăsându-l astfel să intre. Să descoperim așadar împreună cum trebuie să procedăm pentru a transforma norocul în aliatul nostru în această lume materială în care ne aflăm vremelnic. Oamenii au căutat neîncetat de-a lungul secolelor o modalitate eficientă de a face simțită prezența norocului în viața lor. Farmecele norocoase, amuletele și talismanele le întâlnim la toate civilizațiile străvechi. Superstiția a fost cea mai la îndemână metodă abordată de oameni în încercările lor de a controla și spori acest factor, cel mai evaziv dintre cei care ne pot influența destinul. Factorul numit noroc. Numărul 13 este considerat ca fiind un număr aducător de ghinion, deoarece la ultima cină a lui Hristos au fost prezente 13 ființe umane. Atunci când o scară este sprijinită de un perete, formează un triunghi natural care a fost văzut în vechime ca un simbol al Sfintei Treimi. Mersul pe sub o astfel de scară era considerat o ofensă la adresa Trinității și aducător de ghinion. Multe dintre aceste credințe conviețuiesc și astăzi printre noi în mințile unor anumiți oameni. Credințele și comportamentele superstițioase au fost transmise din generație în generație. Părinții noștri ne-au spus despre ele și noi le vom transmite copiilor noștri. De ce rezistă în mentalul colectiv aceste superstiții? Răspunsul stă în puterea norocului. Natura durabilă a acestor credințe în superstiții reflectă gradul dorinței oamenilor de a găsi modalități pentru a-și spori norocul. Pe scurt, superstițiile au fost create și au supraviețuit pentru că promit sporirea norocului. Avem însă o problemă. Superstiția nu funcționează deoarece se bazează pe o gândire învechită și incorrectă. Superstiția vine dintr-o vreme în care oamenii credeau că norocul este o forță ciudată care nu poate fi controlată decât prin ritualuri magice și comportamente bizare. Ei bine, lucrurile nu stau deloc așa și studiile profesorului o demonstrează. Mulți psihologi au întreprins o serie întreagă de studii în care au examinat în mod explicit concepțiile noastre de zi cu zi despre noroc și modul în care aceste concepții ne influențează viața. Concluzia universal valabilă, cât de norocoși ne simțim, este legat de câtă recunoștință avem, precum și de încrederea în optimismul nostru, emoții pozitive incredibil de importante. Adică, înainte de a avea ceea ce vrem, trebuie să învățăm să vrem ceea ce avem. Studiul făcut de psihologul și profesorul britanic Richard Wiseman pe parcursul a 10 ani repune norocul în drepturile sale străvechi, nealterate de dogme și superstiții. Nimeni nu se naște cu noroc sau cu ghinion, norocul nu este un fel de magie. Norocul este atras de atitudinea ta generală, de semnătura ta energetică. Norocoșii sunt oameni deschiși, zâmbitori și îndrăzneți, pe când ghinioniștii sunt anxioși, încordați și nefericiți. Mai simplu, nici că se poate. În lucrarea sa, Factorul Noroc, în care își prezintă toate rezultatele cercetărilor sale, profesorul Wiseman argumentează că oamenii își generează propriul lor noroc respectând următoarele patru principii de bază. 1. Sunt pricepuți să observe și să valorifice oportunități. 2. Iau decizii norocoase ascultând de glasul intuiției. 3. Adoptă o atitudine rezilientă de permanentă revenire care transformă ghinionul în noroc. Și 4. Au așteptări pozitive, generând astfel profeții care se împlinesc de la sine.
Haideți să vedem detaliile descoperirilor științifice ale celor patru reguli după care putem atrage norocul în viață, descoperiri care nu fac altceva decât să confirme corolarele vechilor legi divine ale Universului sau ce avem de făcut concret dacă vrem să atragem norocul de partea noastră. Pasul 1. Maximizați-vă șansele și oportunitățile. Cu toții cunoaștem oameni care se plâng permanent că nu prea au noroc și de aceea nu au succes la locul de muncă, nu pot întâlni partenerul perfect sau nu își îndeplinesc visele. Problema lor majoră nu este norocul, ci lipsa lor de atenție și teama de a-și asuma riscuri. A fi prea concentrat pe ceea ce ai sau nu ai în viața ta îți distrage atenția de la procesul de identificare, creare și testare a unor lucruri noi și interesante. Ce ai de făcut ca să schimbi asta? Ține-ți ochii și mintea deschise. Nu aștepta să se întâmple lucrurile. Fii stăpânul vieții tale și nu te teme de necunoscut. Oamenii norocoși își construiesc și mențin o rețea puternică a fericirii. Ei se dovedesc a fi adevărați magneți sociali în extroversiunea lor și mai ales printr-un limbaj deschis al corpului, ei atrag literalmente alți oameni reușind astfel contacte, conversații și schimb de informații. Făcând o mulțime de contacte și menținând această rețea de fericire prin repetarea contactelor și construirea de prietenii, cei norocoși sunt capabili să obțină indicii despre informații și opțiuni din care să aleagă înainte de a lua decizii importante. Oamenii norocoși au o abordare senină a vieții. Ei dau dovadă de o toleranță ridicată în ceea ce privește stresul, iritabilitate scăzută, sentimente de nesiguranță reduse și mai puține plângeri. Asta le permite oamenilor norocoși să abordeze provocările într-un mod mai relaxat. În loc să aibă doar un singur scop în minte și să dorească să-l atingă, oamenii norocoși profită și de opțiunile periferice potențial importante într-un mod aproape ludic, adică de dragul jocului, de dragul de a profita de ele. Această schemă de acțiune a rezultat în mod repetat din foarte multe experimente comportamentale conduse de profesorul Wiseman. Oamenii norocoși sunt întotdeauna deschiși la experiențe noi. Spre deosebire de cei nenorocoși, cei norocoși manifestă mult mai multă deschidere spre experiențe noi, cum ar fi curiozitatea cu privire la o schimbare în rutina zilnică. Chiar și simpla testare a unor alimente necunoscute anterior denotă slăbiciunea celor norocoși pentru farmecul imprevizibilului. Pasul 2. Ascultați-vă presimțirile, glasul intuiției sau șoaptele sufletului. A te descurca bine în relația cu subconștientul tău te poate face și mai norocos. Oamenii norocoși ascultă întotdeauna semnalele pe care le transmit corpul și mintea lor și învață cum să le citească corect. Oamenii nenorocoși nu sunt prea nerăbdători să observe un sentiment intestinal și se tem să se bazeze pe intuiția lor. Ce aveți de făcut? Detoxifiați-vă mintea de toate îndoielile și anxietatea obișnuită și încercați să vă împrieteniți cu vocea voastră interioară, de exemplu meditând. În serialul nostru Secretele manifestării dorințelor veți descoperi cele mai eficiente metode de detoxifiere a minții și relaxare fizică, psihică și emoțională care vă vor ajuta să stăpâniți gălăgia gândurilor pentru a putea asculta glasul intuiției. Vă las mai jos în descriere linkul către playlistul cu cele 6 episoade ale serialului. Pasul numărul 3. Așteaptă-te să ai noroc. Contează pe un viitor norocos. Norocul este atras de credința că ești norocos. Ai o asemenea credință, ești frate cu norocul. Această atitudine îi ajută pe norocoși să rămână pozitivi și optimiști, indiferent de circumstanțele prin care trec. Unii dintre voi vor spune că o astfel de atitudine pare a fi un fel de autoamăgire deoarece se întâmplă atâtea lucruri rele și este imposibil să fii întotdeauna norocos. Într-un fel da, este adevărat.
însă întrucât nu poți fi 100% sigur că nu vei avea noroc, de ce să nu-ți permiți atunci să ai așteptări bune? Mai mult, a rămâne pozitiv te ajută să faci față eșecurilor, să te motivezi și să nu renunți. Ce aveți de făcut dacă nu vă bucurați de credința că sunteți norocoși? În loc să vă irosiți energia investindu-i potențialul în așteptări rele, construiți cu ajutorul forței imaginației și vizualizării creative cele mai optimiste scenarii. Cum să puneți la treabă cea mai mare forță creatoare a Universului, descoperiți urmărind documentarele din playlisturile noastre Forța imaginației, lege și făgăduință divină, Calea fără efort a materializării dorințelor și Secretele manifestării dorințelor. Oamenii norocoși se așteaptă ca norocul lor să aibă continuitate și încearcă să-și atingă obiectivele chiar și atunci când șansele de succes par mai mici. În asemenea circumstanțe, oamenii nenorocoși construiesc scenarii mentale pesimiste. Oamenii norocoși pornesc întotdeauna de la premisa că interacțiunile lor cu ceilalți sunt pozitive. Premisa este valabilă mai ales pentru contactele noi. Oamenii norocoși, în comparație cu cei nenorocoși, sunt de două ori mai susceptibili să creadă că oamenii noi sunt plăcuți, prietenoși și de ajutor. Pasul numărul 4. Transformă ghinionul în noroc. Ți-ai lăsat umbrela acasă într-o zi ploioasă? Este momentul perfect pentru a-ți activa romantismul și să faci câțiva pași la braț cu natura. Ți-ai rupt tricoul? Poate că este timpul să-ți reînnoiești garderoba sau să devii creativ și să-i pui un plasture. Așa gândesc oamenii norocoși. A crede în noroc nu este suficient pentru ei. Ei neagă existența nenorocirilor. Pare o nebunie, așa-i? Știți ceva? În cazul unei nenorociri, durerea poate că este inevitabilă, însă suferința este o opțiune. Ce te faci în cazul unei situații de ghinion? Nu te concentra asupra ghinionului. Găsiți pozitivitate peste tot. Orice lucru aparent bun care ni se întâmplă conține o parte nevăzută rea și orice lucru aparent rău prin care trecem conține o parte nevăzută bună. Pe aceasta din urmă trebuie să învățăm să o vedem, alegând să nu mai suferim. Cu toate acestea, nu putem controla chiar totul. Printre norocoși sunt foarte mulți oameni care cred că norocul nu poate fi atras sau influențat. Ei își cresc șansele de a avea noroc influențând serendipitatea. Serendipitatea este modul întâmplător sau norocos prin care descoperim ceva în timp ce căutăm altceva. Cei care cred în serendipitate folosesc următoarele tehnici pentru a-și spori perspectivele norocoase. Își schimbă rutina zilnică mergând către aceeași destinație pe căi diferite, mănâncă în restaurante diferite, se întâlnesc cu oameni din medii diferite, lucrează la sarcini noi și neobișnuite și multe altele. Toate aceste lucruri le extind granițele vieții obișnuite și le oferă mai mult spațiu pentru noi oportunități. Despre fenomenul serendipității vom discuta mai pe larg într-un episod viitor. Oamenii norocoși recunosc norocul chiar și în situațiile mai puțin norocoase. Ei au o perspectivă specială asupra nenorocirii. Practică gândirea contrafactuală, de exemplu, imaginându-și că o situație nefericită s-ar fi putut dovedi mult mai rea de atât. În acest fel, au o atitudine mai pozitivă față de nenorocul lor temporar. Norocoșii care se confruntă cu situații mai nenorocoase se compară cu oamenii care au fost și mai ghinioniști. Oamenii nenorocoși se compară cu oamenii care au fost mai puțin ghinioniști decât ei înșiși. Norocoșii sunt convinși că ghinionul temporar va avea un efect pozitiv pe termen lung și nu meditează neîncetat asupra calamităților din trecutul lor, așa cum fac nenorocoșii. În timp ce norocoșii sunt capabili să vadă situațiile nefericite din trecut ca fiind definitiv închise, cei nenorocoși
meditează în continuu la astfel de situații, atrăgând la nesfârșit evenimente neplăcute în viața lor. Oamenii norocoși previn în mod activ un potențial ghinion viitor. Comportamentul observat în rândul celor norocoși pentru a preveni ghinionul viitor include gândirea laterală pentru a experimenta situații în mod alternativ și renunțarea extinsă la superstiții și talismane norocoase, precum și la încercările timpurii de a controla situația. Pe de altă parte, cei nenorocoși au preferat de două ori mai mult gândirea verticală și credința în talismanele norocoase decât cei norocoși, dedicându-se mai des sentimentului de a fi la mila situației. Acestea au fost cele patru principii ale atragerii norocului în viața noastră, descoperite de profesorul britanic Richard Wiseman. Sunt convins că acum știți pe deplin ce aveți de făcut dacă vreți să vă înfrățiți cu norocul. Ce trece peste face parte din categoria superstiții, dogme și false credințe. Să recapitulăm pe scurt ce am învățat astăzi din studiul profesorului Wiseman, cel care a pus bazele unei adevărate școli a norocului, transpunând în termeni moderni și aplicați toate învățăturile celor 12 legi spirituale ale Universului. Am învățat astăzi că oamenii norocoși sunt pricepuți să identifice, să observe și să valorifice oportunități, iau decizii norocoase ascultând de glasul intuiției, adică șoaptele sufletului, prin așteptări pozitive creează profeții care se împlinesc de la sine și adoptă o atitudine rezilientă de permanentă revenire care transformă ghinionul în noroc. Vrei să te numeri și tu printre cei norocoși? Aprofundează învățăturile celor 12 legi spirituale ale Universului, inițiază-te în tainele forței imaginației și vizualizării creative și învață să respecti cele patru principii care atrag norocul și îți vor transforma viața într-un paradis al dorințelor împlinite. Legile Universului explicate pe înțelesul tuturor le găsiți în playlistul nostru Secretele celor 12 legi spirituale ale Universului, iar despre școala norocului a profesorului Wiseman puteți afla totul lecturând lucrarea sa de referință The Luck Factor, apărută și în limba română la editura 3. Cartea în format clasic s-a epuizat de mult, dar poate fi citită în format digital, vă las linkul în descriere. Poate cel mai important dintre toate este să folosești știința și scepticismul pentru a crește nivelul de noroc, fericire și succes în viața oamenilor, concluzionează profesorul și psihologul Richard Wiseman la capătul studiului său de 10 ani asupra fenomenului norocului. Voi ce credeți? Cum stă treaba cu norocul? Vă invit să ne împărtășiți în secțiunea de comentarii convingerile voastre și nu uitați că norocul este atras de credința că sunteți norocoși. Sunt determinante așteptările pozitive cu privire la noroc, atitudinea voastră față de ghinion și capacitatea de a-l transforma în noroc, dar mai ales ascultarea șoaptelor sufletului, care este mai priceput decât noi în a identifica oportunitățile și a ne îndruma să ne implicăm în acțiuni inspirate. Firește, dacă vreți să vă faceți frate cu norocul. Pe curând și spor în tot ceea ce veți întreprinde.